Avem o știre de ultimă oră. Un muncitor al unei firme de construcții care executa lucrări de reparații la o fabrică de mezeluri din Alba s-a plâns că a văzut cum parizerul era fabricat din hârtie igienică și din ambalaj de carton. Îl avem în studioul știrilor Alba TV pe șeful Direcției de Sănătate Publică din județul Alba, medicul Horia Timiș. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș vrea să discutăm puțin de acest caz, această știre de care am aflat acum câteva minute. Da, știrea a fost preluată de toată media din țară. Noi ne-am autosesizat, am avut o întâlnire la nivelul prefecturii cu reprezentanța a Direcției Sanitare Veterinare, Protecția Consumatorilor, noi Direcția de Sănătate. Normal, am început o anchetă. Din păcate, știrea este destul de goală de conținut, este foarte generală, nu s-a specificat unde este locația, ceea ce ne-a îngreunat foarte mult ancheta. Sunt foarte multe neconcordanțe în declarații vis-a-vis de specialiștii și tehnicienii de la DSVSA ne-au lămurit. Muncitorul spune că a văzut în același timp și porci morți cu porci vii, după aceea o doamnă care a aruncat niște hârtie igienică în malaxul unde se făcea parizel. Ei, la nivelul județului Alba nu există toate trei punctele conștiante într-un loc, adică într-o parte sunt abatoarele, într-o parte sunt crescătoria unde se cresc animalele și în altă parte se procesează mezerile, plus într-un singur loc avem partea asta. Deci ne este frică ca să nu fie o știre doar aruncată care aduce doar de servicii județului Alba și procesatorilor de carne. Spuneți-mi, vă rog, pentru că știu că ați venit în mare grabă aici la studioul știrilor Alba TV și vă mulțumim pentru că sunteți presat de timp și v-aș întreba de când ați aflat de acest subiect și dacă întreaga zi s-a desfășurat o anchetă pe această bază. Da, deci noi am fost informați în jurul orei 1, așa. Iar de la ora 1 am fost, o parte dintre colegi au fost în anchetă, o parte am fost în ședință la prefectură, apoi la Direcția de Sanitar Veterinară, urmând ca să răspundem opiniei publice. Cum v-am zis, suntem un pic sceptici vis-a-vis de corectitudinea informației, dar rolul nostru este să investigăm, să căutăm și să oferim cât mai repede publicului o informație corectă. Cum v-am zis, sunt foarte mari dubii, fiindcă toate aceste trei puncte nu există într-un loc și sperăm să nu fie doar o declarație care să facă să afecteze imaginea județului Alba. Nu vă antepronunțați în acest caz? Nu, deci datoria noastră este să ne sesizăm și să investigăm cazul. În momentul când ai rezultate clare și putem să emitem un punct de vedere. Cum v-am zis, deocamdată sunt multe inadvertențe în declarațiile care au fost. Nu avem date suficiente. Tocmai ați emis un punct de vedere ceva mai devreme, totuși. Da, deci cum v-am zis, ancheta este în derulare, cu cât avem mai multe informații, cu atât ne putem clarifica un punct de vedere final. Deocamdată, din datele care le avem și informații, nu știm unde, ce și cum, iar declarațiile sunt contradictorii. Toate acestea lucruri care le-a declarat într-un singur loc nu există în județul Alba. Spuneți-ne, vă rog, ce se va întâmpla din acest moment. Cum se va desfășura această anchetă? Pentru că vă dați seama, e ceva foarte grav dacă nu știm exact ce cumpărăm și nu știm exact ce se află în alimentația pe care oamenii o pun, de fapt, și pe mesele copiilor. Gândiți-vă că noi... Corect. Mi-e frică și mi-e greu Gândiți-vă să cred că în această anchetă instituțiile publice cheltuie bani publici. Pe ce? Dacă în fiecare săptămână apare câte o declarație de asta și noi ne mobilizăm forțe întregi... Știu că nu este singura, au mai apărut. Da, tocmai că nu este singura, datoria noastră este să verificăm fiecare de... Mă așteptam că atunci când cineva face o declarație cu responsabilitate să indice clar locul, sursa, fiindcă așa putem rezolva problema. Să spunem așa în aer că se întâmplă ceva sau că așa am văzut eu fără să specific, mi se pare o neasumare, dar uitați, noi totuși ne facem datoria și în cât mai scurt timp o să venim cu o clarificare. Dacă ați aminti de datorie, nu ține de datoria dumneavoastră să verificați și nu doar să luați declarații? Noi împreună cu Direcția de Sanitar Veterinară, dar lucrurile sunt foarte clare. Există la fiecare procesator de carne, deci ține mai mult de sfera veterinară, dar la fiecare de la colegii noștri am văzut că există medici specialiști veterinari care urmăresc și investigează aceste lucruri la fiecare procesare, la fiecare sacrificare de animale, sunt ștampile veterinare, deci lucrurile sunt ținute sub control în tot județul Alba. Nu pare chiar așa, că sunt ținute sub control. Au standardele înalte.
alte, cu din primirea a calității. O declarație de asta mai mult bulversează situația și, cum v-am spus, noi investigăm. Dacă se confirmă, va fi sancționat drastic acolo unde vom găsi astfel de lucruri. Cu toate că, vă spun în paranteză, declarația unui tehnician, chiar dacă ar fi hârtie igienică, este mai scumpă ca și aditivul care ar trebui din emulsie de șolic. Deci dumneavoastră multe... spuneți că este bun parizolul cu hârtie igienică. Nu, atunci am putea nu, chiar să din punct consumăm de vedere, hârtie igienică. Nu, n-ați înțeles greșit. Din punct de vedere tehnic, de multe ori și această informație este costisitoare. Deci există un înlocuitor aprobat care este mult mai ieftin, deci hârtia igienică este mai scumpă decât ceea ce ar trebui să pună ei în ăsta. Deci multe lucruri care nu bat în această declarație. Noi încercăm asta să le punem cap de cap. Regulă? Nu, asta înseamnă că vom verifica tot județul împreună cu colegii noștri și când avem toate datele, emitem un punct de vedere. Cum am spus, din păcate este o știre aruncată la nivel național fără o finalitate. Știu că nu este singura de acest gen, s-au mai întâmplat astfel de cazuri când oamenii au venit chiar și cu dovezi, nu vorbesc doar de acest caz. Sunt cazuri în care oamenii au venit cu produsul în cauză. Dumneavoastră ceva mai devreme mi-a spus că lucrurile sunt destul de clare. Nu e chiar așa. Nu mi se pare atât de clare și cred că undeva există carențe. Direcția de Sănătate Publică în ultimii 2 ani nu a avut nicio o reclamație înregistrată pe aceste, cauze. Nu am avut absolut niciun. Asta spune ceva despre siguranța alimentară în județul nostru. A mai fost un scandal despre care s-a tot discutat și profit de prezența dumneavoastră aici. Acel scandal cu carnea de cal, produsele cu carne de cal, pentru că mi-a spus că lucrurile sunt foarte clare, sub control. De acest lucru, ce puteți să ne spuneți? Există două entități juridice care se ocupă practic de sănătate. Odată Sănătatea Oamenilor, Direcția de Sănătate Publică, și cealaltă este de cea animală, DSVSNAU. Bun. Fiecare instituție are clar stabilite prioritățile. Dar știu că dumneavoastră colaborați, colaborăm instituțiile, ar trebui bine. Cel puțin ce să colaboreze. Extraordinar colaborăm. Ce s-a întâmplat cu carnea de cal este o problemă de etichetare, de fraudă fiscală. Nu de sănătate publică. Deci, nu înseamnă că dacă era carne de cal și carnea de vie, era foarte otrăvitor prin sănătatea omului. Era o chestie din punctul de vedere de deontologie, de fraudă fiscală și de etichetare. O problemă care ține de DSVSNAU. De aceea DSP-ul nu a fost implicat. Nu a adus prejudicii din punct de vedere clinic a sănătății oamenilor. Cum veți ancheta concret cazul semnalat asta, spuneți-mi, vă rog? Ce se va întâmpla de aici încolo? Deci, cum v-am zis, împreună cu colegii noștri, am studiat practic înregistrarea și datele care au fost acolo și facem o scanare a tuturor procesatorilor de carne din județul Alba. Iar după acest studiu am anunțit vom emite un punct de vedere, vom controla calitatea. Mai concret, analize, dacă se poate. Analizele cu privire la celuloză, efectiv toți trebuie să păstreze o monstră celuloza din pariză sau din hârtia igienică. Dar, că nu în momentul exact. când facem o declarație cum a făcut acel domn, trebuie să specifici perioada, fiindcă există produse perisabile, poate există, poate nu există, trebuie să specifici locul unde, gândiți-vă că noi în tot județul avem într-un singur loc unde se fabrică acel ingredient care, de care a spus. Sperăm să nu afecteze. Dacă afectează, s-ar putea ca procesatorii și au tot dreptul să se îndrepte împotriva acestei declarații. Ce anume spera să nu afecteze? Pentru că nu imaginea exact. Județului Alba și imaginea procesatorilor. Nu da, este afectat. Da, nu trebuie să ajungă aici. De aceea, dacă este doar o simplă declarație, este o problemă practic foarte gravă, din care nu cred de ce trebuie să se tragă ponasele, să zic, procesatorii de carne. Tine care să respectă. Credeți că e o simplă declarație, dar dacă nu e așa? Dacă nu este așa, va fi sancționări drastice. Noi investigăm, cum v-am zis, la ora actuală, din datele preliminare care avem, sunt multe informații care nu sunt concludente. Nu sunt concludente, însă cum veți ajunge la o concluzie clară? Pentru că noi ne adresăm dumneavoastră din punctul de vedere al opiniei publice care ne urmărește acum, iar lucrurile trebuie să fie foarte clare pentru telespectatorii noștri. Cine a făcut declarația trebuie să ne dea informațiile complete, să nu pună
instituțiile practic pe drumuri. Noi cheltuim bani publici fără avem informații. Gândiți-vă dacă săptămână de săptămână cineva declară acest lucru. De ce nu finalizăm? Dar săptămână de săptămână cineva declară acest lucru? Păi nu, dacă s-ar întâmpla acest lucru, am fi blocați. Și dacă nu se justifică? Dacă această declarație nu se justifică și suntem la nivel național cu iară județul Alba, cu probleme referitor la... Nu e bine că oamenii sunt responsabili și reclamă atunci când se este întâmplă bine când o fac până la capăt. Un lucru de acest gen? Nu când produc o anumită isterie fără acoperire. În momentul când îți faci o declarație, ți-o asumi. În momentul când ți-o asumi, spui totul până la capăt. Inclusiv în orașul X, la firma cutare, ca să poți să intervin din timp. Dacă informația a ajuns publică și să zicem că s-a întâmplat acest lucru, vă dați seama că acolo este curat lună. Nu știm asta. Spuneți-mi concret, mâine dimineață, la prima oră, DSP-ul, împreună cu DSV-ul. Împreună cu DSV-ul, am înțeles, pentru că așa ar trebui să aveți o colaborare vom frumoasă. Vom cere datele din teritoriu și fiecare procesator îl vom urmări ce se întâmplă. Să înțeleg că datele din teritoriu trebuie să vină la dumneavoastră, nu vă veți... Sau parte de date tehnice, sau parte de inspector care se prezintă la fatul, sunt niște proceduri standard. Am înțeles. Când vom avea răspuns clar în acest caz? Nu știu, când vom finaliza ancheta. Totuși, nu e un semnal de alarmă? N-ar trebui să urgentați într-un fel lucrurile? Da. Am înțeles, se va merge la fața locului. Da. Noi deja la ora 1 când am fost, deja am și demarat. Deci suntem cumva la mijlocul anchetei. Nu este o problemă. Suntem în grafic. Și de la ora 1 până la ora 18, trecut de ora 18, cât este acum, care e concluzia? Totuși, concluzia este și am trimis-o și prefectului și vă pot citi. În legătură cu informațiile apărute în preț în care se specifică că porcine rănite sau transportate împreună cu animale vii și se folosesc hârtie igienică în fabricarea parizerului, menționăm următoarele. La debarcarea în abator, animalele sunt examinate sanitar veterinar de către medici veterinari. Animalele rănite sunt sacrificate de urgență, apoi sunt expertizate sanitar veterinar. Medicul veterinar poate proceda la confiscarea întregului animal sau unor părți anatomice din animal. Animalele care mor pe timpul transportului sunt confiscate de medicul veterinar și transportate spre incinerare. O procedură care oricum se respectă și nu are cum să fie din cum au fost declarate. În județul Alba nu există firmă... De unde știți că nu are cum? Încerc scuze că vă întrerup, nu vreau să vă... De la procedurile standard care se aplică în județul ăsta și de la fiecare proceduri standard care se aplică și care se respectă. Exact, care se respectă și care au medici veterinari care confirmă lucrul acesta și care răspund pentru asta. Realitatea nu este de multe ori alta? În județul Alba nu există o firmă care să aibă fermă în afara județului și să producă parizer în fabrica din orașul Alba Iulia. Deci nu există ceea ce a fost declarat. Deci deocamdată nu există faptul care a fost declarat. Bun, este curios că o persoană care desfășoară activități în construcție, atât într-o fermă de suine, cât și într-o fabrică de procesare. Deci, trei lucruri până la urmă diferite. Este fabrica de procesare, este ferma de suine și locul unde se produc. Nu putea să fie în aceeași zi în toate trei. Nu există posibilitatea... Să înțeleagă toată lumea care ne urmărește. Da, ce sunt acelea suine? Pe limbajul nostru, al tuturor care nu avem partea de animalele care sunt sacrificate. Sacrificate, am înțeles. Nu există posibilitatea de fabricare a produselor din carne folosind hârtie igienică. Există, în schimb, E460, care este o celuloză microcristalină pulbere, care este folosit ca emulgator, antiaglomerant, agent de texturare și dispensant, care are aceeași formă. Poate fi și o confuzie. Acest aditiv este netoxic și figurează pe lista aditivilor aprobați și utilizați în industria alimentară. Toate abatoarele și unitățile de procesare de carne au personal sanitar veterinar care controlează. Și subliniez, nivelul de siguranță este extrem de mare, mai ales în județul Alba, care este una dintre primele județe din țară în procesarea de carne. Și Direcția Sanitară Veterinară garantează lucrul acesta și noi confirmăm. Spuneți-mi, cum se poate confunda hârtia igienică cu un emulgator? Că acum mi-e greu să cred că hârtia igienică e ceva ce poate fi consumat de toată lumea, că un emulgator e totuși... Nu, este este o celuloză, exact așa cum este și hârtia. Și am înțeles de la specialiști care ne-au transmis că inclusiv forma care este. Încă ceva, declarațiile au fost că această hârtie igienică a fost cu tot cu cutie vărsat într-un malaxor, ceea ce este din punct de vedere tehnic imposibil, fiindcă înainte de malaxor, malaxorul are activitatea de a amesteca.
trece printr-o parte de mărunțire mecanică. Deci nu are ce căuta. Și cartonul nu se poate mărunți. Prima dată trebuie să treacă prin acea fază. Deci sunt multe lucruri tehnice care nu sunt reale în declarație. Dar v-am zis, datoria noastră este să investigăm, să vedem dacă există totuși așa ceva în perioada județului Alba și să informăm opinia publică. Eu repet întrebarea, dacă totuși spuneți că e imposibil și pentru că sunt la ora actuală, astea datele preliminare s-au panicat la auzirea acestei vești, pentru că cu toții consumăm astfel de alimente și astfel de mezeluri, nu vă prenunțați? Totuși, vă repet, datele care avem, deocamdată, aceasta este opinia. Deocamdată, urmează să facem ancheta până la final. Concluzia dumneavoastră este că e imposibil, nu? Deocamdată, din datele care avem, sunt concluzii contradictorii. Aceasta este, la ora actuală, poziția noastră. Deci sunt nu niște e imposibil, concluzii, totuși. Da, nu este imposibil, dar declarațiile sunt contradictorii. Mai înțeleg, mai devreme spuneați că e imposibil, dar totuși nu e imposibil. Ce să înțelegem, deci, domnule doctor? Este posibil să se întâmple orice, nu numai hârtie genică. Așa, deci este posibil. Este posibil să pună și genică. Pietri, să și cuie să fie în pariză. Perfect. Da. La ora actuală, din declarațiile care au fost luate și din examinarea de către specialiști, sunt lucruri contradictorii din punct de vedere tehnic. Dar cum e posibil să pună și pietre și cuie și absolut orice, dacă mai devreme spuneați că lucrurile sunt sub control? Totuși, nu înțeleg, ceva nu bate aici. Nu știu de câte ori să vă explic. La ora actuală există niște declarații. Cei de parte tehnică analizează aceste declarații. Cum v-am spus și v-am explicat, există trei surse diferite sau entități diferente unde există carne. Carnea vie, acolo unde există porcul, acolo unde se taie abatorul și acolo unde se procesează, care sunt trei clădiri distincte în trei locuri diferite. Nu există toate trei în același loc. M-ați înțeles aici? Am înțeles. Iar omul ne povestiți de suine. Omul da. Declară că lucrul s-a întâmplat în aceea zonă. În aceeași a văzut că a declarat cu porcul, cu moțile. Părerea dumneavoastră nu este se poate că acest să un om da. Responsabil ar trebui pedepsit în acest caz? Nu, acest ar trebui amendat? Acest om este la ora actuală responsabil pentru declarația care s-a făcut și ca să ajute statul și opinia publică și oamenii care consumă, trebuie să ne dea cât mai repede toate informațiile. Deci ca nu ar trebui amendat? Nu, n-ar trebui amendat. Foarte bine că a făcut. În caz că a declarat un lucru fără acoperire, da. Am înțeles. În caz, trebuie să suporte consecințele legii. Eu vă mulțumesc frumos pentru prezență și pentru informații. Vă așteptăm cu informațiile și cu concluziile concrete de la finalul anchetei. Vă mulțumesc.